Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Și cum știți, astăzi este următoarea zi, este miercuri, ceasul este 7:43 și acum am venit rapid să beau ceva, că mă plec. La 8 trebuie să fiu acolo. Mă grăbesc foarte rapid, așa că revenim la școală, revenim. Bună ziua, dragi mei, și a revenit partea a doua de la școală. A, de unde știu că e așa am început? Stai, ce și Andrei. Acum suntem la școală, uitați, oameni buni. Deci cred că o să revenim în autobuz. Revenim în autobuz. Bun, oameni buni, suntem acum, uitați aici în autobuz. Avem 50 de kilometri. Dar nu vrea să-l arăt. Fetele. De față. Și avem 50 de kilometri. Revenim mai încolo. Revenim. Bun, oameni buni, acum suntem aici la cafea. Tot. Așteptăm cafeaua. Revenim când vine cafeaua. Mă scuzați, oameni buni, că întrerup. Mă scuzați. Dar vreau să vă spun că înainte să mă duc la cafea, m-am dus și prima dată să mânc o felie de pizza cu Eric și după ne-am dus la jocuri să ne mai uităm, ne-am mai jucat un pic și am uitat să filmez atunci. Dar am făcut un videoclip mic pe Snap cu un calculator și un ecran, deci o să vi-l arăt ăsta acum, după ce termin eu, așa că o să vreau să vă uitați mai departe. Vedeți videoclipul cu calculatorul și după, nici la pizza n-am filmat, dacă nu știați, și la calculatoare, doar la cafeaua. Deci, vă las să vedeți videoclipul cu calculatorul, acolo, treceți mai departe, vă las să vă uitați. Bun, oameni buni, acum au venit cafelele. Aici. Revenim după ce bem cafelele. Bun, oameni buni, acum am beut cafeaua, acum am venit un pic aici în mall. Bun, și acum mergem să ne întâlnim cu fetele, că eu cu el am mers până la baie. Adică el m-a așteptat și eu m-am dus la baie. Cât costă intrarea 50 de cenți. La hârtie măcar. Am luat hârtie, îți dai seama. Nu hârtie de WC. O hârtie acolo, când plătești, îți dă o hârtie. Și acum merg să ne întâlnim cu fetele. Tu e nei. Acum merg să ne întâlnim cu fetele și revenim după. Așa că revenim. Bun, oameni buni, acum ne-am întâlnit aici cu fetele și acum mergem înapoi să ne întâlnim cu toți colegii și cu profesoara, pentru că la 10 ne-a dat drumul și a zis că la 12 să fim tot să ne întâlnim într-un loc și deja au trecut 2 ore și acum mergem să ne întâlnim și nu știu, cred că după aia mergem înapoi la școală să mergem acasă, dar au fost fain. Nu mai țin minte dacă am filmat când am mâncat o felie de pizza mare și era 3,50 €. Nu știu, dar a fost foarte fain, am mâncat pizza, am mers, nu mai țin minte ce am făcut, dar am făcut multe lucruri și foarte faine, am căutat pe fete, l-am găsit și acum merg să ne întâlnim cu toată clasa și profa, așa că revenim. Bun, oameni buni, acum suntem aici în autobuz. Acum ne tracem înapoi la școală. Ce fain face poze. Mamă, ești nebun. Era un unt, un orcă, bă. Mamă, cum ești, bă, poza.
smancherie, păcat că era în renovare. Da, e fain acolo. Piserica pe din afară. Stai și pe aici ce faine, vedeți? Foarte fain aici, foarte fain. Cu spatele. Miriam, Ela. Bun, oameni buni, revenim. Mai încolo. Revenim. Bun, oameni buni, deja am ajuns cu autobuzul la școală. Uitați, mai acolo e școala, mai în spate. Sikii. Și acum plecăm acasă că am luat la școală și mergem acum acasă. Copyright, copyright. Mâine e ultima zi la piscină. Vineri după aia. Penultima zi. Și vineri, de ce trebuie să mergem la școală? Ultima zi. Ca să ne dea notele. Ca să ne dea notele. Bun, oameni buni, și acum mergem acasă și cam aici o să încădem vlogul. Deci, sper că v-a plăcut acest video, nu uitați, dați like, subscribe, share, să vadă și prietenii voi la acest videoclip. Și mâine vine altfel episod la școală. Dacă mă duc, că nu știu, dacă o să încep să mă duc la piscină, că toată lumea știți cum e acolo la piscină. Așa că aici aveți Instagramul meu, intrați în linkul din descriere, acolo aveți Instagramul meu. Și cam atât a fost acest video. Salutare!